Prezența mea în această seară, în acest loc, este o fericită întâmplare. O fericită întâmplare în sensul în care, ajungând aici, am aruncat o privire pe afiș. Și am văzut ce se consumă hic et nunc. Și am considerat că acest moment e bine să nu treacă nepunctat pentru luarea minte a ceea ce înseamnă o comunitate academică, fie ea și în un stadiu micro, să numesc așa. Este și rămâne o comunitate academică, o comunitate academică muzicală care, spuneam distinșilor mei viitori colegi, studenții din anul 3 pedagogie, reprezintă o comunitate cu totul și cu totul specială, o comunitate de elită, care se reprezintă prin cel puțin două coordonate, care sunt complementare și trebuie să fie complementare. Componenta didactică, componenta artistică. Trebuie să am un curs cu studenții din anul 3 de la pedagogie, între orele 17 și 19, dar am considerat că este mai potrivit să conjugăm ceea ce înseamnă cele două componente în ceea ce ar trebui să fie acel rotund care reprezintă, de fapt, condiția unei instituții universitare cum este cea noastră. Și fericitul prilej mi-a fost oferit de protagonistul acestei seri, domnul Luca Pulbere, doctorandul Luca Pulbere, care este unul dintre exponenții meritorii ai Școlii Interpretative Clujene, despre care dumneavoastră, mai mici sau mai mari, ar trebui să aveți știință, cu atât mai mult cu cât domnia sa a onorat această structură instituțională a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, prin prezența, e adevărat, o numeam mai devreme, meteorică, de un an de zile. Latinii spuneau însă, non multa, sed multu. Între timp am aflat și date anecdotice care dumneavoastră, am încă sigur că nu vă sunt străine, soția domniei sale, Ioana, a profesat aici, cu foarte bune rezultate, după știința mea. Ei, și iată că întâmplarea fericită a făcut să ne întâlnim în această seară într-un recital care, uitându-mă pe lucru, trebuie să vă mărturisesc că nu l-am auzit niciodată pe întâmplă. Dar există două premise esențiale care pe mine mă determină să particip cu mare interes la această întâlnire. Prima, faptul că este absolventul lui Daniel Boiții, unul dintre eminenții pianiști ai Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, nu numai pianist, concertist, dar un pedagog absolut remarcabil și un om de aleasă factură, ne mai vorbim de cultură și de toate celelalte. Între altele, mi-amintesc de teza de doctorat, teza de doctorat cu subiect din Grecia pentru pian al lui Alexandru Scriabin, care este indus în program din această seară, al lui Daniel Boiții, și actualmente domnul Luca Pulbere, doctorand al Adriene Pera, care, în opinia mea, nu are nevoie de prezentări, pentru că se reprezintă cu excelență prin tot ceea ce a făcut, atât în plan interpretativ, cât și în plan didactic, cât și în plan administrativ la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima și, iată, în plan doctoral, prin unul dintre
doctoranzii săi pe care o să-l și ascultăm în această seară. Avem de-a face, spuneam, cu un exponent de frunte al tinerii generații de muzicieni care ne încredințează de faptul că instituția noastră e pe calea cea bună. Acum, câteva lucruri despre acest program. Nu știu câtă lume dintre dumneavoastră îl are, dacă îl are, a putut să constate faptul că este din capul locului un prim gest de profesionalism în ceea ce privește construcția programului. Avem de-a face cu trei mari personalități ale culturii muzicale ruse, fiecare însă distinctă în felul său, trei personalități referențiale. E vorba de, nici nu știu în ce ordine să-i pun, dar o să-i așez într-o ordine subiectivă, ca să zic așa. Alexandru Scriabin, Serghei Rachmaninov și Serghei Prokofiev. Deși aparțin aceleași culturi muzicale, formațiile lor sunt total diferite. Dar mai mult decât formațiile lor, însemnând studiile muzicale pe care le-au făcut, orientările muzicale pe care le-au abordat în creație, fiecare dintre ei. Toți trei au însă un element comun. În pofida disjuncțiilor maxime care se produc între ei, din punct de vedere temperamental, caracterologic. Toți trei sunt mari pianiști, uriași pianiști. Dacă ar fi să-i calific pe fiecare, Scriabin este un meditativ, Rachmaninov este un pasional, iar Serghei Prokofiev este un mucalit, este un șturubatec, ca să folosesc un regionalism. Scriabin un vizionar, în sensul în care el scrie o metamuzică, o muzică ce încearcă să depășească granițe stilistice neapărat, o muzică de maximă sinteză și, în același timp, o muzică profund novatoare, Scriabin. Are și niște filozofii ale lui. Are, de pildă, o concepție interesantă vis-a-vis de relaționarea sunet-culoare. Sinestezii se numesc. Rachmaninov e un pasional în sensul în care este categorisit de muzicologi în categoria post-romanticilor. E un continuator pe filia Tchaikovsky. Dar duce lucrurile mai departe decât a făcut Tchaikovsky, cum e și natural, fiind post. Iar Serghei Prokofiev este un imaginativ, este un compozitor de maximă sinteză, considerat un neoclasic, dar un neoclasic de mare rafinament. Un neoclasic care dă niște pagini absolut colosale în creația muzicală a secolului 20, perioada primei jumătăți a secolului al 20-lea. Despre Serghei Prokofiev pot să vă livrez un fapt anecdotic. A murit în 1953, în anul în care a murit și Iosif Visarionovici Stalin. A murit înainte de moartea lui Stalin, dar n-a putut să fie înmormântat până ce n-a fost înmormântat în timpul. Așa că a trebuit să aștepte la rând, în ordine, deși arta la sovietici era așezată la un loc de cinste, totuși ierarhia era ierarhie. Prokofiev e un... Toți trei au o creație consistentă. Au creat în multe genuri. Scriabin a fost mai rezervat, dar a creat
simfonic, muzică simfonică, muzică de pian, în primul rând. Serghei Rachmaninov a scris, a acoperit cam tot ce se poate acoperi. De la romanță până la operă, de la simfonie până la sonată, muzică de cameră, cam tot. La fel și Serghei Prokofiev. Serghei Prokofiev a scris în plus față de Rachmaninov și balet. Și pentru cei mai divași dintre dumneavoastră și mai instruiți, cu siguranță că vă este cunoscut cel puțin Romeo și Julieta. Cam atât și cu asentimentul dumneavoastră, cu siguranță, îi mulțumesc domnului Luca Pordare că și-a făcut răgaz și și-a găsit energia și disponibilitatea să vină încă o dată aici la Piatra Neamț și să ne ofere un asemenea program care nu e de aici de acolo. Un asemenea program poate să stea pe cele mai distinse și glorioase scene de concert. Să vă spun. Seară și la această vreme de noastră, în primul rând, ca să mă ascultați și să mă sprijiniți. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului profesor pentru frumoasele cuvinte și foarte frumoasa prezentare a programului. Am vrut să spun câteva cuvinte inițial despre muzică, dar mi-am dat seama că asta nu mai este posibil în momentul de față, pentru că prezentul a acoperit mai mult și mai bine decât aș fi putut să fac, cel puțin în momentul ăsta cu emoțiile pe care le am. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în organizarea acestui recital și pentru faptul că m-ați invitat și m-ați primit cu atâta căldură. Vă mulțumesc! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.